Salut! Eu sunt Bianca și eu antidepresivă de 2 ani. Aleg să fac clipul ăsta ca să mai aducem puțin în atenția publică sănătatea mentală, mersul la psihiatru și la psiholog și că nu este nimic anormal, ca să orice ar trebui să faci ca să te vindeci. Și faptul că sunt aici pe TikTok și am atât de mulți oameni care mă urmăresc, mi-am dat seama că, băi, de ce nu vorbesc despre asta? Deci clipul nu e făcut ca să vă fac, vă fie milă de mine, nu este vorba de milă, este vorba de impactul pe care eu pot să-l am ca și persoană publică, ca să ajutăm pe ceilalți care nu știu. Așa, revenind la subiect, eu iau cu axie de 12,5 și am început tratamentul psihiatric după mai multe situații de, mă rog, atacuri de panică și după aceea am intrat în anxietate generalizată și depresie și agorafobie și cât de mult nu mi-ar fi plăcut ideea că trebuie să merg acolo, știu că făceam terapie și îmi spune la un moment dat terapeuta, Bianca, nu ești bine, nu mergi bine cu terapia, nu vrei să încerci să mergi la psihiatru, să, nu știu, poate te ajută cu un tratament și am luat-o foarte personal, am gen, tu crezi că eu nu pot să reușesc fără tratament medicamentos și am... Dar ce voia să spună ea, de fapt, era că nu trebuie să-ți fie atât de greu ca să treci prin toate lucrurile astea și există o alternativă care nici nu dă dependență, nici nu te face nebun, nici nu nimic. Exact ca să-ți dea o stare mai bună overall, să poți să continui și cu terapie și să fii un om normal și funcțional. Atunci când ai toate aceste simptome și aceste patologii, nu poți să funcționezi ca un om normal. În mod evident că nu m-am dus atunci când mi-a spus ea la psihiatru și că am mai amânat câteva luni și a fost foarte rău atunci când m-am dus eu pe picioarele mele la psihiatru și mi-aduc aminte că începusem să mă ciupesc, ajunsesem în stadiul acela și a fost oricum... Când am ajuns la psihiatrie, mi s-a zis ceva de genul, dacă tu vezi ursul și vrei să fugi de urs și ai mașina lângă tine, nu ai vrea să fugi cu mașina de urs? Adică de ce să te chinui să o faci singur când există, că suntem mai avansați din fericire, cu medicina, încât să faci acest parcurs cât se poate de trăibil sau mai ușor trăibil. Mi-a fost foarte frig inițial ca să iau tratamentul, dar hai că vorbim bine despre asta în partea a doua, da? Doar pentru partea a doua.